Astăzi citim împreună o carte de dezvoltare emoțională pentru copii cu vârsta de peste 5 ani. Toată lumea se ceartă, este normal. Chiar și mama cu tata. Cărticica este de la Univers Enciclopedic Junior. Autoarea ne spune că cel mai frumos lucru este că totuși avem ceva de învățat din asta. Cum apar certurile și că fără ceartă nu se poate. Aproape oricine a avut parte de o ceartă la un moment dat. Familia Moraru se ceartă uneori de la nimicuri. Familia Miron se ciondănește adesea în timpul meciurilor de fotbal. Olga și Bogdan se ceartă de fiecare dată când vor să plece în concediu. Iar familia Olaru se ciondănește uneori din cauza programelor pe care vor să le vadă la televizor. Bibi și Rex se ceartă de la o bucată de carne. Chiar și oamenilor care se iubesc li se întâmplă să aibă conflicte. Eugen și Ana Maria se ceartă uneori. Care sunt cele mai bune romane, polițiste sau cărțile romantice? Noi nu ne certăm niciodată! Mama mea și tatăl meu. Doar părinții mei nu se ceartă niciodată. Nu, aceasta este o minciună, firește. În definitiv, niciunul dintre ei nu este un înger. De cele mai multe ori, sunt foarte veseli și afectuoși. Dar există zile în care îmi dau seama că plutește ceva în aer. Văd asta după sprâncenele mamei și după buzele strânse ale lui tata. Observ când tata stă într-un colț sau după felul în care tace mama. Uneori este vorba de o simplă neînțelegere. Cum a fost, de exemplu, ziua în care tata a crezut că mama i-a aruncat la gunoi tricoul lui preferat, dar era pur și simplu un coșul de rufe murdare. Uneori părinții mei au păreri complet diferite. Ca în ziua aceea în care mama avea chef să plece într-o excursie, iar tata voia neapărat să o viziteze pe bunica. Mai întâi s-au certat un pic, dar apoi au găsit soluția împreună. Am câștigat, mergem la bunica. Iar săptămâna viitoare plecăm în excursie. Dar odată a fost foarte rău. Încă de la micul dejun mi-am dat seama că se întâmplă ceva. Când am plecat la grădina zoologică, mama s-a așezat la volan, iar tata a făcut o față lungă și s-a uitat tot drumul pe fereastră. Nu și-au vorbit deloc, iar în oglinda retrovizoare vedeam că mama stătea încruntată. Mai întâi am crezut că poate eu sunt motivul pentru care s-au certat. Dar mai târziu, când ne plimbam prin grădina zoologică, amândoi erau foarte, foarte prietenoși cu mine. În schimb, nu își vorbeau deloc. Doar atunci, când credeau că nu-i aud, își șopteau câte ceva printre dinți. Când am ajuns din nou acasă, a trebuit să merg imediat la culcare, dar nu puteam să adorm. Îi auzeam cum se certau și strigau unul la celălalt. Au trântit chiar și ușile, iar mie îmi este interzis să fac așa ceva. Iar apoi s-a auzit ca și cum cineva plângea. A doua zi dimineață, la micul dejun, mama avea ochii foarte triști, iar tata nu era cu noi. Dar nu am îndrăznit să o întreb dacă plecase deja la serviciu. La grădiniță nu aveam chef de nimic și m-am enervat foarte tare pe Liviu. Am țipat la el, pur și simplu, pentru că m-a întrebat dacă nu aș vrea să terminăm de construi castelul pe care îl făceam împreună. Firește că el s-a simțit jignit, iar acest lucru m-a enervat și mai mult. Totuși, Liviu este cel mai bun prieten al meu și chiar ne doream să terminăm de construi castelul împreună. După amiază, mama s-a comportat foarte ciudat. Nici măcar nu m-a certat când, fără să-i cer voie, am deschis televizorul. Dar apoi a venit tata, ținea în mâini un buchet mare de flori. I l-a oferit mamei și i-a spus: îmi pare rău că ne-am certat și am fost atât de încăpățânat, dar zilele acestea sunt stresat fiindcă nu mai îmi văd capul de treburi. Iar mama i-a spus: și mie îmi pare rău, am fost nedreaptă, fiindcă am atâtea probleme la serviciu. Atunci voi doi nu erați supărat unul pe celălalt? Ba da, un pic, spune mama. Eram supărat fiindcă tu aproape că nu mai vorbeai cu mine. Iar eu eram supărată fiindcă tu uitai mereu să faci cumpărături și pentru că după ce plecam de la serviciu aveam poftă să mănânc brânza mea preferată. Asta sunt prostii. Îmi era foarte teamă că voi nu vă mai iubiți și că vreți să vă despărțiți. Vai, chiar așa de rău a fost? M-au întrebat într-un glas îngrijorați mama și tata, iar eu am dat din cap drept în cuvințare, fiindcă fusese chiar așa și am vrut să-i pun să-mi promită că nu se vor mai certa vreodată. Dar nu se poate, mi-au explicat ei, căci certurile apar chiar și în familiile cele mai fericite. Sunt necesare chiar și atunci când iubești pe cineva. Important este ca apoi să te împaci și să poți ulterior discuta despre motivele care au dus la apariția conflictelor.
Uneori certurile apar din cauza unei neînțelegeri. Aceste lucruri pot fi lămurite. Sau oamenii se ceartă atunci când au păreri diferite. Atunci se poate găsi o soluție de compromis. Iar uneori încep să te cerți cu cineva pentru un motiv care nu are nimic de a face cu celălalt. Când se întâmplă acest lucru, poți să-ți ceri scuze. Aceste lucruri li se întâmplă atât adulților cât și copiilor. Îmi pare rău pentru că ieri am fost rău cu tine. Părinții mei s-au certat și... Știu și eu cum e. Când părinții mei se ceartă, nici eu nu am chef de nimic. Prieteni? Prieteni. Se întâmplă să te mai cerți, dar este mai frumos ca apoi să te împaci.